în continuare. suntem în epistola către Galateni. Observăm argumentația apostolului Pavel, care se îndreaptă spre a demonstra că popoarele creștine devin, într-adevăr, fii spirituale ai lui Avram. Conform învățăturilor sale, a poseda acea credință care conduce la considerarea a drept neprihăniți, echivalează cu a deveni descendenți spirituale lui Avram. Mai departe, Apostolul adaugă o dimensiune esențială, argumentând că a trăi în conformitate cu principiul credinței exclude automat posibilitatea de a fi justificat în fața lui Dumnezeu prin deplinirea legii. Apostolul Pavel sublinează incompatibilitatea dintre a trăi în conformitate cu faptele legii și avea credința autentică. Aceste două perspective nu pot coexista. Așadar, Apostolul Pavel adaugă că toți cei care își clădesc dreptatea pe respectarea strictă a preceptelor legii sunt sub blestem. Într-o nuanțare mai profundă, Evanghelia relevă cum Isus a preluat asupra lui blestemul impus de lege. Dar deschizând astfel calea, că, calea ca binecuvântarea promisă lui Avraam să se reverse și asupra celor care nu sunt Israelul etnic, ci și spre popoare. În plus, apostolul sublinează că această schimbare aduce cu sine împlinirea promisiunii Duhului asupra celor care cred cu mesajul Evangheliei. Ideea teologică esențială conturată de Pavel se axează pe faptul că ceea ce numim credința autentică și acceptarea lucrării lui Isus în privința blestemului legii reprezintă cheia pentru a deveni moștenitor ai binecuvântării lui Avram și ai promisiunii Duhului Sfânt. Această abordare teologică ar respinge ideea că dreptatea și binecuvântările divine ar putea fi dobândite prin eforturile strict legale, asuplinind, în schimb, necesitatea unei relații autentice, bazate pe credință, pe credința în Hristos. Pavel totodată ilustrează într-un mod viu principiul conform căruia un legământ, odată ratificat, nu poate fi anulat prin intermediul unei metafore familiale. El extinde această analogie asupra legii, evidențind că, aceast, că aceasta nu are puterea de a anula legământul divin promis atât lui Avram, cât și seminții sale. Iar această abordare servește drept argument în favoarea superiorității legământului încheiat cu Avram față de rigiditatea legii. Și Pavel susține că moștenirea spirituală. Nu derivă din respectarea strictă a legii, ci mai degrabă din cadrul legământului divin. Dezvoltarea acestei idei teologice indică faptul că relația stabilă și neschimbătoare dintre Dumnezeu și Avram, confirmată prin legământ, depășește eficacitatea legii în conferirea unei moșteniri spirituale. De aceea este esențial faptul că moștenirea și binecuvântările divine provin dintr-o relație contractuală, dar bazată pe legământ și nu dintr-o conformare rigidă la cerințele legii. Această perspectivă teologică sublinează totodată uh, rolul central al legământului în contextul relației dintre Dumnezeu și oameni. Oferă, deci, o alternativă, să spune, conceptuală la abordarea legalistă. Și, prin urmare, evidențiază importanța legăturii spirituale dintre Dumnezeu și, cazul acesta, seminția lui Avram. Dar, de asemenea, Apostolul Pavel evidențiază inferioritatea legii în comparație cu Evanghelia. Și susține că rolul principal al legii nu este să confere viață, ci să colab colaboreze cu promisiunea amintind oamenilor că sunt păcătoși până în momentul venirii promisiunii divine. Apostolul Pavel argumentează uh, faptul că legea, ia, că legii de fapt i-a fost atribuit un rol de întrumător până la venirea lui Hristos, care reprezintă obiectul central al credinței. Din această perspectivă, Apostolul Pavel explică că cei credincioși devin moștenitori prin intermediul credinței în Isus Hristos și ca atare, nu mai sunt supuși legii. Această idee teologică, aș putea spune, sublinează că legea, în esență, funcționează ca un element pedagogic, arătând umanității starea lor de păcătoși, și totodată necesitatea de a aștepta cu credință venirea promisiunii mântuirii prin Hristos. Prin această perspectivă, deci Pavel sugerează că scopul legii este să pregătească calea. calea pentru revelarea completă a harului divin, care s-a revelat în persoana lui Isus Hristos. Și astfel credincioșii nu mai sunt subjugați de restricțiile impuse de lege. Cei prin credință devin moștenitori ai promisiunilor divine realizate în Hristos. Această înțelegere a relației dintre lege și Evanghelie evidențiază trecerea de la un regim legalist la o realitate spirituală, fundamentată pe credința în lucrarea lui Hristos. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel sublinează că popoarele au fost eliberate prin trimiterea Fiului lui Dumnezeu. La misiunea sa a fost să-i răscumpere pe oameni din stăpânirea legii, întrucât popoarele erau anterior subjugate învățăturilor rudimentare ale lumii. Apostolul Pavel îndeamnă, deci, comunitatea Galatiei să trăiască în calitate de moștenitori ai Harului Divin și să evite întoarcerea la statutul anterior de robie ai legii. În acest context, Pavel le reamintește galatenilor că au fost adoptați ca fi de către tată, care și-a trimis fiul pentru a-i elibera. Ca urmare, nu mai este necesar să, să, să se întoarcă la practicile copilărești ale legii. Apostolul Pavel adaugă că el a comunicat acest adevăr a galatenilor lor și îndeamnă să urmeze exemplul său, respingând influența opozanților săi care au motivații egoiste în ceea ce privește comunitatea din Galatia. Acum, ideea teologică esențială dezvoltată de Apostolul Pavel constă în eliberarea dobândită prin lucrarea lui Hristos, care deschide calea pentru o relație profundă cu Dumnezeu și pentru statutul privilegiat de moștenitor Harului Divin. Apostolul Pavel evidențiază faptul că Galatenii se confruntă cu persecuția celor uh, care sunt născuți în mod natural și că în contrast cu cei din vechiul legământ care au trăit sub robie, ei sunt în prezent copiii făgăduinței. Această identitate specială, prin urmare, îi obligă să trăiască într-o stare de eliberare, în opoziție cu regimul de robie din trecut. Deci, ideea teologică centrală este aceea că, în calitate de fii ai făgăduinței, galatenii sunt chemați să abandoneze vechile constrângere ale legii și să îmbrățișeze starea de libertate, stare de libertate oferită de identitatea lor divină. Această învățătură implică nu doar o schimbare în practicile lor, ci și o transformare profundă în modul în care înțeleg și trăiesc credința lor în relația cu Dumnezeu. Ulterior, Apostolul Pavel îi încurajează pe galateni să traducă în practică învățăturile Evangheliei în propria lor viață. Da, menținându-se statornici în starea de eliberare, fără a fi despărțiți de beneficiile oferite în Hristos. Și totodată, folosindu-și libertatea pentru a sluji, nu pentru a cădea în păcat. Într-un ton de avertizare, Apostolul îi atenționează pe Galateni asupra riscului de a se îndrepta către sfera de influență a legii. Și îi avertizează. Uh, justificând faptul că există o pierdere a avantajelor creșterii în Hristos și posibilitatea de a deveni dator legii în acest mod. În contrast, dacă rămân în sfera Harului, Apostolul Pavel le asigură că vor experimenta nădejdea neprihănirii și vor progresa în sfințenie prin slujirea altora. De aceea, ideea teologică prezentată de Apostolul Pavel constă în importanța aplicării învățăturilor Evangheliei în viața de zi cu zi. Sublini necesitatea unei angajări constante în starea de eliberare oferită de credința în Hristos. Dezvoltarea acestei idei implică nu doar un mod de viață etic, ci și o perspectivă transformatoare asupra utilizării libertății în slujba celor din jur. Avertizările apostolul Pavel subliniază, prin urmare, consecințele negative ale întoarcerii către legalism și neîncrederea în harul divin, în timp ce promisiunile sale de nădejde și creștere spirituală carul strujiri reflectă beneficiile unei vieți ancorate în principiile evanghelice. În concluzia acestei secțiuni, apostolul Pavel sublinează amenințarea reprezentată de cei care induc în eroare galatenii. El își aduce aminte de originea divergentă a mesajului lor față de mesajul autentic al Evangheliei pe care el l-a predicat. Cu dorința de a împiedica, de a stopa acțiunile celor care îl persecută, Apostol Pavel îndeamnă ca aceștia să fie, să fie înfrânți. Dar în continuare, Apostolul îndeamnă galatenii să-și valorifice libertatea în Hristos pentru a se sluji reciproc. A evidențind cum Duhul Sfânt îi asistă pe credincioși să reziste ispitelor firești, oferind în contrast rotul Duhului. Apostolul Pavel promite în această epistolă recompense pentru acei galateni care adoptă acest mod de viață, îndemnându-i ca perspectiva vieții veșnice, să le influențeze acțiunile și astfel să depășească limitele condiției lor pământești. Ideea teologică fundamentală este că cei credincioși ar trebui să rămână fermi în învățăturile Evangheliei, să se ajute reciproc, să depășească astfel obstacolele prezentate de cei care îi influențează negativ. Dezvoltarea acestei idei ar putea evidenția importanța comunității creștine în sprijinirea, dar și în încurajarea reciprocă, precum și obiectivul creștinilor de a trăi în conformitate cu principiile Evangheliei. Acesta este adevărul pur și simplu.